Bună, dragilor! Eu sunt Ioana, bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi filmăm unboxing Avon, unboxingul campaniei cu numărul 4 pe anul 2024. Acesta este catalogul din care am plasat comanda și am aici o singură cutiuță din aceasta mică de la Avon. Uitați-vă cât de drăguț arată cu acest print pe ea. Mi se pare super feminin, super, super drăguț, cu logo-ul Avon de această dată pe roz, culoarea mea preferată, dar și această tipă foarte, foarte drăguță. Îmi plac foarte mult genul acesta de cutii. Bun, haideți să trecem la comandă. Valoarea ei este de 250 de lei preț de catalog și am avut discount 25%. Haideți să vedem ce avem aici. Toată comanda este a mea, cu excepție un produs care a venit acum, dar el a fost comandat în campania trecută. Însă în momentul acela nu a fost pe stoc. Aici avem factura pe care o voi îndepărta și cam așa se prezintă interiorul cutiei. Vreau să încep cu produsele mai mari și sunt singurele produse comandate din My Avon Magazine. Este vorba despre un set format din 3 șampoane pentru păr. Sunt din gama Care și sunt niște șampoane foarte bune. Eu l-am mai avut pe acesta cu aloie și ulei de nuci de macadamia, însă în ambalajul vechi și mi-a plăcut tare, tare mult. Este 2-in-1 șampon și balsam, toate 3 sunt la fel și credeți-mă că sunt niște produse foarte bune. Cel puțin acesta, pentru că eu doar acesta l-am testat în trecut, am fost super, super mulțumită de el. Are 700 de mililitri, are un miros fantastic și mi-era foarte util în momentul în care trebuia să fac baie pe fugă, ca să zic așa, și nu aveam timp ca să mai mi pun un balsam sau o mască pe păr, pentru că eram în criză de timp, repede trebuia să fac dușul sau baia și să mă pregătesc să merg fie la o întâlnire, fie în oraș, cam despre asta este vorba. Să știți că îmi lăsa părul destul de hidratat, având în vedere că nu aplicam deloc balsam pe el. Și chiar se simte, s-a simțit că a fost 2-in-1, deci îmi este foarte, foarte drag și sunt curioasă de toate aceste șampoane din gama Care. Tind să cred că dacă acesta a fost bun și celelalte variante vor fi la fel de bune. Și, ei bine, am găsit acest set în My Avon Magazine la prețul de 40 de lei. Acum îmi pare rău că nu am luat măcar 2 seturi pentru a oferit cadou câte unul din șampoane prietenelor mai apropiate. Ați auzit bine, 40 de lei preț final, care include cele 3 șampoane, toate la 700 de mililitri. Mie mi se pare un preț fantastic. Dacă nu ați profitat de această ofertă din My Avon Magazine, să știți că găsiți în broșurile Avon aceste șampoane și mai sunt încă 3 sau 4 variante, în total mi se pare că sunt 6 sau 7 variante, undeva la 22-25 de lei un astfel de șampon, dar credeți-mă, merită încercate, dați-le o șansă să vedeți despre ce este vorba. Chiar vă poate fi util exact în momentele acelea criză în care nu aveți timp să aplicați un balsam, respectiv o mască. Bun, și haideți să vedem. Un prim șampon este acesta Healthy Hydration, adică hidratare sănătoasă, cu aloe vera, vă spuneam, și ulei de nuci de macadamia. Este 2-in-1 șampon și balsam pentru toate tipurile de păr. Celălalt este Refresh and Revitals, pentru reîmprospătare, cu extract de lavandă și urzici, la fel 2-in-1 șampon și balsam. Iar celălalt este full volume cu extract de zmeură și miros de hibiscus, tot așa 2-in-1
șampon și balsam. Da, am uitat să menționez, pentru toate tipurile de păr și acesta pentru toate tipurile de păr. Doar acesta, da, nu, și acesta, toate sunt pentru toate tipurile de păr. Acum observ aici, toate au inscripționat asta. Nu știu ce ziceți voi, nu știu dacă ați folosit aceste șampoane din gama Care. Lăsați-mi în comentarii ce părere v-au făcut, însă eu zic că a meritat din plin 20 de lei împărțiți la 3 produse, a venit un preț minim, minim de tot, ținând cont că sunt atât de bune și au gramajul acesta de 700 de mililitri, credeți-mă, vă țin foarte mult. Așadar, nu puteam să-l ratez. Vă spuneam că un singur produs din tot coletul nu este al meu, ci este pe comandă, încă din comanda anterioară, doar că nu era pe stoc. Este vorba despre acest șampon din gama Advanced Techniques Loss Control. Este un șampon infuzat cu biotină și complex de cafeină. Are 400 de mililitri și l-a comandat o clientă. Era o ofertă, dacă comandai două produse, se venea 28 de lei per ambele produse, ceea ce înseamnă 14 lei pe produs. În campania anterioară a venit balsamul de păr la 200 de mililitri, iar acum cei de la Avon au realimentat stocul, așa că au trimis și șamponul și clienta mea abia îl așteaptă. Îl folosește de când a apărut în catalogul Avon și este foarte, foarte mulțumită. Spune că nu-i mai cade părul atât de mult. Iar celelalte produse sunt ale mele, pentru că tot vorbeam de produsele dintr-o comandă anterioară care nu au fost pe stoc. Am aici aceste trei uleiuri esențiale pentru difuzorul de arome. Toate trei sunt în aceeași variantă, Fresh Cotton, aroma aceea fresh de bumbac, și ele au fost la ofertă în acea campanie. Oricare trei bucăți identice sau diferite la 51 de lei, sper că rețin bine, nu mai știu, 51 sau 53 de lei aproximativ. Și erau în total 4 arome. Eu am luat în aceeași campanie 3 arome diferite, câte una din fiecare, și 3 arome la fel din acestea Fresh Cotton, doar că în momentul acela nu erau pe stoc. Aceasta este varianta mea preferată din aceste uleiuri esențiale și mă bucur tare mult că cei de la Avon au realimentat stocul și că mi le-au trimis. Au un miros fantastic, fresh, curat, proaspăt. Sunt foarte, foarte bune. Iar socotind prețul undeva la 17 lei, s-ar veni pe bucată. Bineînțeles, 17 lei din care scădem 25% discount. Apoi, mi-am recumpărat pentru a nu știu câta oară acest spray tip ulei pentru uscarea lacului de unghii. Era o bucată cu 18 lei sau două cu 30 de lei și cum, dacă bine mă cunoașteți, știți că eu mereu profit de oferte și vă dați seama că am luat două pentru că astfel se vine 15 lei per produs. Sunt foarte bune, eu le utilizez de ani de zile, aceste spray-uri sunt, pentru mine mă ajută enorm, sunt fantastice. Fast Dry, un astfel de ulei are 50 de mililitri și vine așa cu pulverizator. După ce îmi dau cu oja finală, aplic un strat generos din acesta de spray tip ulei și credeți-mă, usucă foarte, foarte repede lacul de unghii. Eu folosesc ojă, nu este ojă semi-permanentă, nu sunt unghii puse, sunt unghiile mele naturale, așadar mă ajută enorm de mult. Dați-i o șansă pentru că real merită, pentru că a fost destul de ofertat, pot să zic, având în vedere la ce prețuri sunt mai nou parfumurile din gama Faraway. Am luat un Faraway Rebel, a fost la doar 59 de lei preț de catalog, am zis să îl am pe stoc,
are 50 de mililitri și miroase foarte, foarte plăcut. Este un parfum gurmand. Îți lasă gura apă după ce îl parfumezi și chiar este foarte plăcut. Are o persistență bună și chiar îl recomand. Și mai am aici două lip liner pe care le-am luat tot așa pentru mine. A fost la doar 12 lei, chiar pe ultimele pagini ale catalogului. Am luat două nuanțe pentru că în ultima perioadă nu știu ce m-a apucat, dar am zis să folosesc creioane de buze. Nu că nu aș avea, dar știți că întotdeauna unele noi sunt binevenite. Și să vedem nuanța Simply Spice. Da. Așa ar trebui să arate cum este pe capac. Am ales așa niște nuanțe de nude, mai mult sau mai puțin. Ok, haideți să-i facem un mix swatch. Wow, ce pigmentat este și foarte cremos. Nici nu a trebuit să apăs. Uitați-vă cât de frumos este. Ok. Și să vedem cealaltă nuanță. Este nude. M-a tentat să iau și ceva pink. Nu mai știu exact cum era. Acesta văd că este mai deschis, mai spre cappuccino. Da, este un nude ușor cappuccino, ușor deschis, aș zice eu. Haideți să vedem și el cum este. Da, acesta este mai deschis. Nu știu pe cameră cât se vede la voi. Însă este câteva nuanțe mai deschis. Dar nu mă deranjează. Un astfel de creion are 0,35 de grame și eu zic că este destul de mare, adică ajunge la multe utilizări. Acesta este maximul de produs. Vedeți și voi, eu zic că ajunge un timp destul. Se poate folosi simplu ca și contur sau poate fi folosit, sunt fete care le folosesc efectiv pe toată buza. Și umplu buza ca și cum ar fi un ruj. Acum rămâne la latitudinea fiecăruia cum vrea să le folosească. Eu le-am luat pe ideea de contur de buze pentru că am foarte multe rujuri și cu siguranță voi găsi nuanțe asemănătoare din colecția mea ca să meargă cu acestea două. Și nu mai rețin exact pentru că am plasat tot așa în ultimele zile de campanie. Știți că eu așa plasez comenzile. Era ceva ofertă, dar nu știu să vă spun referitor la ce anume, și se puteau alege niște produse cadou. Erau și niște seturi acolo, însă vă dați seama că eu nu am mai prins acele seturi. Singurele două produse cadou, ca să zic așa, care se puteau alege în momentul în care am plasat eu comanda, era această geantă termoizolantă pentru sticla de băutură răcoritoare sau un set cu produse Spider-Man pentru băieți. Cred că avea un spray de corp și un gel de duș aproximativ. Așadar, eu neavând ce face cu acele produse, vă dați seama că am ales această gentuță pentru sticla de răcoritoare. Mi se pare că a venit la 5 lei. Nu vreau să spun prostii. Are și un mâner din acesta reglabil pentru a putea fi purtată pe umăr sau atașată la bicicletă, de ce nu? Eu am ales-o pe aceasta, consider că va fi mult mai utilă. Și cam acestea au fost produsele. Aici văd că avem în catalog o mini broșură pe luna mai 2024. Abia aștept să o răsfoiesc. Este destul de grosuță, are 27 de pagini cu extra oferte. Și bineînțeles, catalogul campaniei numărul 5, adică catalogul aferent lunii mai, unde vedem că se lansează noi produse din gama Anew cu 10 ori mai mult protinol. Dar nu pot să nu observ pe coperta din spate această super ofertă la apa de parfum Rare Perls la doar
45 de lei la comandarea oricărui alt produs din broșură și cutia este goală, după cum am spus. Dragilor, aceasta a fost comanda mea și pe luna aprilie. Știu că este o comandă mai mică, dar eu v-am promis să vă arăt de fiecare dată unboxing-urile fiecarei campanii, fie că este vorba despre o comandă mai mare, fie că este vorba despre o comandă mai mică. Știu că sunt multe doritoare și poate doritori, de ce nu, aici pe canal, care vor să vizioneze acest gen de clipuri, așadar mereu voi reveni cu genul acesta de clipuri. Nu știu, dacă v-a făcut plăcere să urmăriți și de această dată acest clip, vă invit să apăsați butonul de like, să-mi lăsați un comentariu, de ce nu, promit să vă răspund cât mai curând. Știu că am rămas în urmă cu multe comentarii, însă din păcate timpul nu prea îmi permite să fiu foarte activă pe rețelele sociale, dar se va rezolva și asta cât de curând. Și da, ce să mai spun, sunt curioasă voi ce produse v-ați comandat din această campanie, dacă v-ați comandat cumva aceleași produse ca și mine, la fel, aș fi curioasă să-mi lăsați comentarii și rămâneți aproape, urmează noi clipuri. Eu v-am pupăcit și vă doresc toate cele bune. Pa, pa!